peste noi o să dea un adevărat jucător de fotbal american. Hai! 3, 2, 1, start! Salutare, tuturor, mă numesc Eugen, îl am lângă mine pe Moca și Crispin, iar astăzi filmăm Alege cutia corectă pentru a supraviețui. De ce am impresia că acest challenge se aseamănă cu cel în care ne-am ascuns după ușile de carton pentru a nu fi împușcați din paintball? Moca, ai dreptate, doar că de data asta când vă zic pentru a supraviețui, o zic în serios, pentru că peste noi o să dea un adevărat jucător de fotbal american. Get over here! Ăsta e un jucător de fotbal american sau un tank pe două picioare? Ambele, iar dacă serios, acum îmi fac un pic griji când mă uit la el. Regulile sunt foarte simple, fiecare pe rând se va ascunde după una din cele două cutii, fără ca jucătorul de fotbal să vadă. În cele din urmă, acesta va alege o cutie și o va doborî. Iar dacă nu ai ales cutia corectă, vei avea de suferit. Eugen, pare periculos. Știu, dar nicio grijă. După fiecare cutie se află o saltea moale și vom avea echipament de protecție. Nu mai liniște deloc. Hai mai bine să îmbrăcăm echipamentul de protecție și vedem. Vedeți cât de bine arată. Mamă, de ce greu este. Ups. Băieți, să știți că acum mă simt mai în siguranță. Eu tot. Parcă am puteri. Ați auzit cum a zis-o Moca? Parcă am puteri! Am spus-o, parcă am puteri! Da. Să înceapă nebunia! Înainte să începem, vreau să fac o demonstrație. După această cutie stă Moca, iar după asta Crispin. Haideți să facem un joc de intuiție. Dacă jucătorul de fotbal va da peste cutia în care stă Moca, trebuie să vă abonați la canal. Iar dacă peste cutia în care stă Crispin, trebuie să dați un like la acest video. Sunt curios ce cutie va alege fotbalistul. Pariu, nu credeam că jucătorul de fotbal va alege ambele cutii. Deci trebuie să dați like la acest video și să vă abonați. Abonați-vă, prieteni, și dați like. Băieți, înainte să începem, haideți să vedem ordinea cine primul se ascunde. Ca de obicei, metoda Orange Blue. Orange Blue! Ultimul, băi. Nu cred. Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Este! Primul, nu vreau să fiu primul. Înainte să începem, vreau să vă rog să nu încercați asta acasă, pentru că este foarte periculos. Acest video este filmat sub supravegherea profesioniștilor și îndeplinit după toate normele de siguranță. Eu am încredere în echipa Orange Blue pentru că sunt cei mai tari. Doar ei se puteau gândi la astfel de challenge-uri. Așa că dacă îi apreciați și voi, apăsați chiar acum pe butonul de like. Moca, deci fii atent, instructaj foarte simplu. Încearcă să nu te traumatizezi. Voi miza doar pe noroc, pentru că șansele sunt 50 la 50. Hai Moca, pleacă, pleacă, gata, ți ajunge. Înainte ca să începem, vreau să-l întreb pe Vladimir de câți ani se ocupă cu fotbalul american. Sunt capitanul echipei de fotbal american din Chișinău, Sentinels, mă ocup de 9 ani. Oh, wow, și câte kilograme ai? 90. Oh, 90! Și cu un pic de viteză. Vladimir, te rog eu mult să alegi cutia corectă ca să-l dai pe Moca la pământ, să-l faci praf, te rog. Acum e timpul ca Moca să se ascundă. Măi, Moca a pățit-o rău de tot. Vladimir, sper să alegi corect cutia. Hai! Doar priviți! Oh, ești bine? Salteaua este foarte groasă, dar oricum m-am pălit la spate tare. Nu m-am așteptat la asta. La cap. Okay. Eu care credeam că voi ghici. Mai ai încă două șanse. Încă două runde. Schimbăm cutia și te ascunzi din nou. Moca, nu pot să cred că din prima rundă ai fost găsit. Stai cum mai urmează două. Posibil că Vladimir, pe lângă puterile astea, în forța fizică, are încă și puteri supranaturale de prezicere a viitorului și știe de fiecare dată unde te vei ascunde. Acum trebuie să comentez ceva, dar mă tem foarte tare, așa că nu am cuvinte. Haideți să vedem ce urmează. Vladimir! Ia pe Moca! Moca, păzea! Păzea că vine! Da! A doua oară! Nu cred! Acum mâna mă doare! O să plec acasă totul fracturat! Băi, dar tu ești bine pentru că văd că cazi serios acolo jos! Este a treia căzătură! Nu poți să te ascunzi mai bine? Unde mai bine? Dar fi aici 50 de cutii? Ar fi altă situație! Voi râdeți acum, dar urmează! Urmează! Hai să te vedem pe tine în ultima rundă! Cea mai puternică rundă! Haideți, sper că a treia oară fotbalistul va cădea singur, așa, tot cu cutie, direct pe saltea! Moca, ești gata? Se aude ceva. Sper că și a treia oară Vladimir să-l găsească pe Moca. Moca, ești acasă? Vladimir! Dai cu forța! Mai mare! Așa! Așa! Moca, ești bine! Ce-a fost asta? Uite, i-a căzut un picior! De ce atât de puternic? De ce atât de... Ești ok? Da. Mă bucur că am terminat deja și este rândul vostru. Până când Moca de 3 ori nu o să câștige. Da, eu te-am dat pentru Moca, nu conta să câștige sau să piardă, pur și simplu să treacă mai rapid. Da, da, asta mai mult. Gâtul doare cel mai tare, băieți. Eram atât de încordat, absolut toți mușchii erau atât de încordați încât fața mea este roșie. Nu știu dacă se observă în cameră, dar e roșie. Emoții nedescrise. Hai, Cristian, acum e rândul meu. E rândul meu, dar puteam să schimbăm cumva. Nu. Sau să treacă Vladimir în locul meu și eu să aleg cutia. Ce spui, Vladimir? Ești de acord? Nu, nu. Crispin, vreau să-ți spun că cel mai înfricoșător moment nu este lovitura, nu este căzătura, dar este momentul în care aștepți și ultimele clipe când simți pașii. Deci, Crispin, îți urez succes! Băieți, am mari emoții! Stop! Vladimir, te rog să nu fii rău cu mine! Da, merg, două bețe aici. Nu fi rău cu mine, Vladimir. Vladimir! Cristian deja a ales, poți să-l dai jos. Băi, cât de groaznic arată de aici totul. Viteză! Intuiție! Ești viu? Crispin, ridică-te! Oh my god! Dă o mână! Nu pot să mă ridic! Băi, a fost foarte îngrozitor! Nu m-am așteptat că va veni la mine, credeam că pașii se apropie de cutia alăturată și apoi simt că o forță mă împinge în pământ! Mamă, nu mai vreau să se repete una ca asta! Au. Crispin, să știi că nu prea ai noroc! Din prima dat jos, lovit! A fost aceeași situație la mine. Exact. Dar sper că măcar acum să nu mă găsească. Voi încerca eu o strategie nouă. Băi, vă rog și voi să nu priviți, poate șoptiți voi. Ok. Ok, nu trișați, da? Ok, nicio problemă. Ești gata? Te rog, dă-i viteză. Viteză maximă! Nu cred! Nu cred! Am rămas în picioare! Sunt primul care a rămas în picioare! Ia de aici, Moca! Vezi cum se ascunde de fapt? Stai că urmează cea mai tare rundă! Da, și... viteza este cea mai puternică și doare cel mai tare! Așa că acum ascunde-te bine! Nu mă speriați, nu mă speriați așa! Prieteni, în timp ce Crispin se ascunde, vreau să priviți la acel buton de subscribe care este de culoare roșie! Nu este deloc bine! Chiar... stai! Nu este deloc bine! Chiar... stai! Nu este deloc bine! Chiar acum... nu! S-a făcut și la voi gri. Crispin, sper că te-ai ascuns bine, pentru că a treia încercare este cea mai rapidă. Nu cred! Cât noroc poți să ai! Nu cred! Cât noroc poți să ai! Nu e cinstit! Cine e norocos acum? Tu cine e puterea? Vladimir, ai fost cel mai tare! Ai făcut cele mai epice căzături, doar că fără mine. Ei! Băieți, acum este rândul meu! Simți cum bate inima? A mea bate acum. Eugen, uite, ține casca mea, pentru că pe mine m-a ajutat să rămân în picioare. Sper să te ajute și pe tine, să-ți aducă mult noroc. Urați-mi succes! Succes! Hai că poți! Sperăm să nu te doară când vei cădea. Doar asta pot să-i spun. Sperăm să cadă frumos. Asta e cu mult mai important. Cât de grea este? Cât cântărește? Vreo 10 kg. Băieți, până cunoaște termenul de fotbal american, de mic copil priveam de fiecare dată fotbalul la televizor și mereu era lupta asta, Ronaldo sau Messi, Ronaldo sau Messi. Voi pe cine susțineți? Eu pe Ronaldo. Ronaldo. Messi. Da, voi prieteni? Prieteni. Da. Lăsați. Voi pe cine susțineți? Scrieți asta chiar acum în comentarii, Ronaldo sau Messi, și vedem cine este cel mai bun! Iar acum trecem la fotbalul american, care are mai multă valoare. O să aleg această cutie, sper să nu fiu găsit. Sper! Vă dați seama ce emoții am, stau la 3 metri în fața unei cutie. Vă dați seama ce emoții am, stau la 3 cm în fața acestei cutii și trebuie să aștept. Sincer să vă spun, de aici par identice, dar dacă aș fi să aleg eu, aș alege stânga. Și vă rog să nu scrieți nimeni că Vladimir trișează, pentru că nu se vede nimic, uitați-vă. Nimic nu se vede. Vedeți? Este întors. Vladimir, te așteptăm! Dă-l jos! Dă-l jos! Cum e? Mă ajută cineva! Să știți că cel mai important moment este acel care stai și aștepți și auzi pașii pe covor. Și mă doare gâtul. Mai am încă 2 șanse. Și asta e de-abia începutul. Înțelegi ce căzături dure mai urmează? Ești pregătit pentru round 2? Băieți, tu? Voi ați scăpat, eu mai am încă 2 lovituri, sper să nu mă nimerească. Și îți dai seama, după atâtea runde, Vladimir deja s-a încălzit. Forțele sunt mai puternice. Eugen, ai grijă, te rog, ascunde-te bine, că dacă te găsește... Acum o să mă ascund după această cutie, pentru că sunt sigur că Vladimir o să aleagă cutia cu numărul... Vladimir! Tare și ajuns până la capătul celălalt. Ești bine? Mamă, ai căzut pe jos acum. Tot ok. Ai văzut ce înseamnă forța adevărată. Eu nu am auzit punctul de start, am auzit doar bum. Eu stăteam liber. Ce e asta? Ai avut noroc, Eugen. Și pentru a treia încercare voi alege cutia cu numărul 2, pentru că sunt sigur că Vladimir nu o să aleagă această cutie. În sfârșit am ajuns și la ultima rundă. Sper să fie spectaculoasă. Eu la fel vreau să-l văd pe Eugen la pământ! Sau sub pământ! Vladimir, ești pregătit? Uite, vrem ca de această dată să faci cea mai epică căzătură, cea mai epică lovitură pe care te-o cunoști. Cea mai mare viteză și cea mai mare forță. Fără milă, fără jale, dă-i tot ce poți, toată puterea ta. Și nu uita de intuiție. Ne-am înțeles. 3, 2, 1, start! Băieți, am ajuns cu capul de beton! Ești bine? Nu prea. prea. Vorbește cum ești bine? Sunt bine, dar m-a lovit foarte tare. Ești bine? Nu m-am mai lovit. Vreau să scot aceasta. Poate te ridici sau doare de tare. Bă, cine a zis să fie cea mai epică căzătură? Ambii am votat pentru asta. Voi ați văzut cine am ajuns. Ai ajuns aproape cu capul în perete. Gata, eu renunț la așa challenge-uri. Gata, s-a terminat. Da? Depinde, dacă vor fi multe like-uri, o să mai facem astfel de challenge-uri. No, ei nu or să dea multe like-uri, sunt sigur. Mai vedem. Băieți, adunarea! Suntem în dificultate, pierdem poziții în clasament. Ce? Dar eram în avantaj. Trebuie să jucăm dur atunci. Ai dreptate. Prieteni, avem o problemă. La moment suntem pe 94 în clasament. Scopul nostru este să intrăm în top 90 echipe pe YouTube-ul românesc. Pentru asta mai avem nevoie de 50.000 de puncte care sunt subscribe-urile voastre. Așa că haideți să intrăm cât mai sus în top și să fim cea mai puternică echipă din România. Subscribe! Eugen, pentru că ai căzut cel mai dur, îți dau șansa să-ți iei revanșă. Stai, ne schimbăm cu rolurile și tu vei sta după acea cutie? Da. Oh, răzbunarea e a mea. Prieteni, eu cred că jucătorul nostru, Vladimir, care a fost astăzi forță, merită un like din partea voastră. Eugen, te rog să-ți aduci aminte că am căzut de 3 ori și tu ai căzut pe 2. Adică te rog să te răzbuni pentru mine și pentru tine. Hai că vedeți voi acuși cum ajunge direct în perete. Dă-i cu toată puterea. Concentrează-te. 3, 2, 1, stai! Ce-a fost asta? Un perete de cărămizi? Bă, ați văzut că Vladimir este invincibil! Nimeni nu-l dă jos pe el! Nimeni! Mă doare și mâna acum! Ați fost bravo, băieți! Te rog, atent! Sunt sigur că v-a plăcut această serie de challenge-uri extreme. Dacă e așa, apăsați butonul de like și strângem 80.000 de like-uri. Și nu uităm de butonul de subscribe. Apăsați-l chiar acum ca să devenim cea mai tare echipă de pe YouTube-ul românesc. Prieteni, iar eu vă rog foarte mult să scrieți în comentarii ce sport de contact să practicăm în următorul episod. Scrieți asta chiar acum. Cu voi a fost Eugen, Moca, Crispin și Vladimir, capitanul echipei Sentinels din Chișinău. Ne revedem foarte curând! Crispin, ținem pumnii pentru faptul... Pentru nu a fi împușcați din pineball. După uși, te ascuns atunci, nu după cutii. Apropo, băieți, avem 3 runde în care ne vom ascunde, deci alegeți cu capul. Exact, că dacă nu, vi se sparge capul. Cui lor sau? Nu, nu.